Săptămână în România, fără să vedem la știri o informație, de obicei negativă, ce are undeva în sâmbure un orfelinat. Îi spun așa, îi mai spune centru de plasament, etc. Acum ceva timp am aflat că prietenul meu Ștefan, jobul lui, de-l face să îmbrace tot timpul frumos să vină la București cu treabă, să se întâlnească cu domni importanți, presupune să închidă orfelinate. Am mai discutat fix pe canapeaua asta cu Ștefan despre cât de pozitivă e treaba asta și nu negativă cum sună în titlu. A închide ceva, clar are conotație negativă. Ștefan Dărăbuș a venit alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Ștefan este director regional pe Europa Centrală și de Sud, Hope and Homes for Children. Am citit ca să nu fac vreo gafă. De ce? Pentru că vreau neapărat să googliți treaba asta. Este o asociație, să-i spunem, un ONG ce se ocupă cu binele copiilor, pentru că s-a descoperit științific că locurile în care, bine, trebuia să fie om de știință, locurile în care copiii orfani activau nu erau cele mai bune pentru ei. Câte orfelinate am reușit să închidem în ultima perioadă și ce s-a întâmplat cu copiii? Dacă e să ne referim la câte orfelinate erau cu vreo 20 de ani în urmă, atunci putem spune că erau în jur de 700, cu aproximativ 100.000 de copii în ele. E ceva înfiorător. La ora actuală mai sunt vreo 160 de orfelinate, centre de plasament de tip vechi, și au încă vreo 6.000 de copii în ele. Și noi ne dorim ca în următorii ani, împreună cu partenerii noștri, alte ONG-uri, autorități publice cu care lucrăm, să reușim să-i aducem pe toți aceștia care încă mai sunt în orfelinate, în familii sau în medii de tip familial și, dincolo de asta, să facem astfel încât alți copii să nu mai ajungă în orfelinate sau în centre de plasament. Deci o treabă paralelă. Da. Trebuie să se întâmple în paralel și partea de a-i scoate pe cei 6.000 încă rămași și a-i aduce în medii familiale și să închidem robinetul, să facem astfel încât zecile de mii de copii care trăiesc în sărăcie cruntă în țara noastră să aibă șansa la o viață în familie, pentru că e ceea ce oricărui copil îi dă esența vieții și dreptul a se dezvolta în mod normal odată ce ajunge adult. Și atenție, poate nu vedeți costurile reale și de a ne folosi nouă ca societate. Pentru că el trebuie să se dezvolte, să producă, să plătească taxe, cum facem noi toți, și nu să fie tot timpul o povară. E un fapt deja dovedit, acela că tinerii și copiii care cresc captivi în sistemul de protecție specială, mulți dintre ei ajung să rămână captivi în sistem. Și nu datorită lor, ci datorită sistemului. Atunci când tu crești fără iubire, fără afecțiune, fără atașament, fără un model parental, fără o mamă, fără un tată, de la care să înveți ce înseamnă să-ți aduci contribuția în societate, să simți că ești iubit, să poți iubi la rândul tău, să înveți ce înseamnă să ai relații de lungă durată, încredere, faptul de a te baza pe cel de lângă tine. Când nu vezi toate astea în viața de zi cu zi, e foarte greu să le replici mai târziu odată devenit adult, pentru că nu mai ai încredere în tine, n-ai stimă de sine și fără asta, fără capacitatea și puterea pe care ți-o dă iubirea și afecțiunea, e foarte greu ulterior, când ai 18-20 de ani, să faci față vieții, să-ți găsești un job, să poți să te integrezi social și să aduci o plusvaloare. Mulți dintre cei care cresc în sistem, cum ziceam, rămân captivi pentru că devin o povară într-un fel, ei vor fi beneficiarii sistemelor de ajutor social, de alocații de mâine, dacă astăzi nu facem astfel încât ei să trăiască într-un mediu familial și să poată să-și aducă un plus, să pună și ei umărul la ceea ce înseamnă societatea de mâine și să plătească, să facă astfel încât ei să plătească contribuții pe baza cărora statul să poată să întrețină celelalte părți, componente ale sale, sănătatea, educația și altele. Organizație de genul ăsta nu poate exista dacă nu este în primul rând vizibilă și doi, dacă nu are parteneri. Voi sunteți în plină campanie acum, ați avut și un eveniment foarte frumos săptămâna trecută. Ce faceți în toamna asta? Campania actuală se numește Nu timpul le rezolvă pe toate, ci oamenii. Noi credem că și în ultimii 20 ceva de ani, dacă unica și colegii mei, oamenii cu care lucrăm, partenerii noștri, cum ziceam, din autoritățile publice, prietenii noștri din alte ONG-uri, n-ar fi făcut ceea ce au putut ei, atâta cât am putut fiecare în parte,
vreo 90 ceva de mii de copii erau încă în instituții și alte sute de mii de copii ar fi ajuns în centre de plasament sau în instituții. Dar pentru că cercul e complet. Cercul e vicios. Dacă nu reușești să-i ajuți pe copii în momentul în care sunt într-o familie care e săracă, dacă nu reușești să-i ajuți pe părinții lor care își doresc să rămână cu copiii, astfel încât să poată să stea împreună, se întâmplă niște tragedii. Fiecare putem face câte puțin și noi asta facem acum. Încercăm ca prin această campanie să atragem încă o dată atenția asupra celor mai vulnerabili dintre copii și, în primul rând, vulnerabilitatea, dincolo de sărăcie, cred că e legată de lipsa de afecțiune, de lipsa de iubire. De faptul că ei au nevoie de noi și că fiecare dintre noi putem face câte ceva să ne asigurăm că și ei ajung în familii. Detalii puteți găsi ușor pe online, ăsta este site-ul, dar vreau să spui de numărul de telefon pentru că avem număr scurt și asta e o noutate. Da, e vorba de 8844 și în momentul în care cei din public, cei care ne aud, vor trimite Hope acolo, ei ne ajută cu ceva și noi putem, cu ajutorul lor, să ajutăm alți copii să ajungă în medii familiale. Fie înapoi în familiile lor de origine, la părinții lor, la bunicii lor, fie în asistență maternală, fie în adopție și mai ales să-i ajutăm pe alții astfel încât să nu ajungă în instituții. Mulțumim, Ștefan. Vă rog să citiți despre proiectul ăsta. Așa pare simplu, dar gândiți-vă că oamenilor le e greu să închidă o firmă care are 50 de angajați. Ce faci cu fiecare? Dar mai să închizi un centru de plasament spre binele copiilor cu câteva sute de copii plasați acolo. E important să citim înainte să vedem ce facem, dar mai ales e important să ajutăm. Îmi place foarte mult conceptul ăsta. Nu timpul le rezolvă toate, ci oamenii o fac. Asta mi-aș pune pe un tricou, dacă ar fi să-mi fac tricou.